Tot mai des, primăvara de vreme, au început să apară ferestre cu temperaturi pozitive mult mai ridicate decât media normală, ce pot varia de la câteva zile la câteva săptămâni, dar în care diferențele de temperatură dintre zi și noapte sunt foarte mari și, bineînțeles, sunt urmate iarăși de perioade cu temperaturi scăzute. În aceste perioade cu temperaturi calde, plantele își reiau activitatea biologică și procesul de creștere și, deși necesarul de nutrienți al plantelor în acest stadiu este redus în această perioadă, solul nu poate pune la dispoziție azot și sulf, deoarece aceste elemente au fost levigate sub nivelul rădăcinilor pe timpul iernii. Noi cantități vor fi eliberate din materia organică mult mai târziu, când solul va fi suficient de cald pentru ca viața microbiană să își reia activitatea. Astfel, lipsa de nutrienți esențiali, cum ar fi azotul și sulful, dar și micronutrienți ce joacă un rol cheie în acest stadiu, precum zincul, și temperaturile scăzute din timpul nopții, vor afecta metabolismul plantelor, vor crea un stres ridicat și vor stagna procesul de creștere, fapt ce poate afecta numărul de frați viabili în cazul grâului sau numărul de ramificații în cazul rapiței. Recomandarea Timac Agro pentru această situație este aplicarea înaintea acestor perioade de căldură a unei fracții de azot, care însă să conțină suplimentar atât sulf cât și microelemente esențiale pentru această perioadă. O astfel de soluție trebuie să fie sub forma unui îngrășământ cu eliberare treptată pentru a evita pierderile prin levigare, ce sunt inevitabile în această perioadă a anului. Astfel, plantele vor avea la dispoziție atât azot cât și sulf, elemente ce nu sunt puse la dispoziția plantelor până când temperatura solului nu crește considerabil. Borul va ajuta la sinteza de zaharuri pentru o rezistență mai bună la temperaturile scăzute ce vor urma sau din timpul nopții, iar zincul va reface auxinele, hormon de creștere, planta depășind astfel perioadele de stagnare. Atât în cazul culturilor de toamnă cât și al celor de primăvară, un val de frig târziu poate avea un impact major asupra producției. În cazul culturilor de toamnă afectate de un val târziu de frig, cea mai bună soluție o reprezintă folosirea unui biostimulator foliar, care să restabilească rapid metabolismul și să ajute planta să își reia creșterea și să se regenereze cât mai repede în urma stresului suferit. În cazul culturilor de primăvară, valurile de frig târzii pot surprinde plantele în faze incipiente, în care atât sistemul radicular este slab dezvoltat, dar și sistemul hormonal funcționează la intensitate mai redusă. Astfel, în cazul unui val de frig sau la diferențe mari de temperatură între zi și noapte, sistemul radicular își reduce puternic activitatea, în special în cazul fosforului, ce trebuie asimilat în mod activ. Recomandările Timac Agro sunt menite să prevină și să amelioreze efectele provocate în acest stadiu de valurile de frig. O astfel de soluție poate fi atât o soluție NPK localizată sau un microgranulat care să ofere un fosfor foarte solubil ce poate asigura necesarul tinerelor plăntuțe în situații de temperaturi scăzute, când planta nu poate asimila fosforul în mod activ. Asimilarea se face doar în condițiile în care avem disponibil un fosfor ușor solubil ce va intra în plantă prin curgere liberă. Ambele soluții recomandate de Timac Agro conțin și o componentă de biostimulare radiculară, care va reduce riscul carenței induse în caz de temperaturi scăzute. În cazul valurilor de frig din primăvară, formula complexă din ambele soluții Timac, atât NPK localizat sau microgranulate, conține un fosfor ușor solubil și imediat disponibil ce poate fi asimilat prin curgere liberă. Fără efort din partea plantei, o componentă de biostimulare radiculară, dar și zinc, pentru a restabili nivelul de auxine din plantele tinere, necesare pentru reluarea procesului de creștere. Pentru mai multe informații despre fertilizarea eficientă la începutul primăverii, vă recomandăm să luați legătura cu specialiștii Timac Agro România.